Salutare, dragii români! Dacă într-o ediție trecută vă povesteam despre miniștri și rolul lor, de data aceasta ne vom delecta cu deșteptări inedite despre ce este un parlamentar. Logic, locul de muncă al acestuia se află în Parlament, adică legiuitorul României. Știm foarte bine că instituția este împărțită în două camere mari și late, Camera Deputaților și Senatul. De aici, deputații și senatorii. Diferența dintre cele două camere este mică și ține mai degrabă de tipurile de legi pe care le adoptă fiecare. Regula este simplă. Chiar la învestirea în funcție, un parlamentar ar trebui să cunoască legea fundamentală a României ca în palmă, altfel nu ar avea de unde să știe ce fel de legi poate adopta sau propune. De exemplu, Camera Deputaților este cea care se ocupă de tratatele cu alte țări și de legile organice. Senatul, în schimb, se ocupă cu legile de reglementare ale Constituției și cele ordinare. Pentru aprofundare, cele mai concludente sunt articolele 73 și 75 din Legea Fundamentală, care ne arată exact ce fel de legi pot fi propuse și adoptate de fiecare cameră. De aici și confuzia cu care de cele mai multe ori se confruntă deputații și senatorii, pentru că, până la urmă, aceste trei tipuri de legi sunt reglementate destul de greoi. Însă nu voi insista asupra lor, mai ales că despre diferența dintre ele am mai discutat, așa cum am mai vorbit și despre traseul legilor prin cele două camere. Să vedem, deci, cum ajunge un parlamentar în funcție. Odată la 4 ani, românii cu drept de vot își aleg deputații și senatorii. Însă, nu oricum, fiecare partid vine cu o listă de propuneri pe fiecare circumscripție electorală din cele 43 câte sunt în total. În final, va fi ales câte un deputat la 73.000 de locuitori și un senator la 168.000 de locuitori. Ordinea în care vor intra aceștia în Parlament se face în funcție de numărul de mandate câștigate pe fiecare circumscripție electorală în parte. În momentul de față, în Parlament sunt 329 de deputați și 136 de senatori. Dintre aceștia, majoritatea sunt de la PSD. Tot în Parlament mai avem și un birou permanent care se alege odată la 6 luni și care se ocupă cu buna funcționare a celor două camere. Mai avem și comitetul liderilor grupurilor parlamentare, precum și comisiile care pot fi permanente, de anchetă, speciale, de mediere sau comune între cele două camere. Desigur, această organizare a Parlamentului nu a fost așa dintotdeauna. De unde a apărut acesta și cum arăta el pe vremuri în România, vom discuta însă într-o emisiune viitoare. Până atunci, vă doresc deșteptare cât mai frumoasă!